și eu. Da. Anul acesta, la 20-a ediție Oameni, locuri, obiceiuri, am avut două expoziții. Expoziția de astăzi este o expoziție de pictură în ulei, intitulată Veșnicia s-a născut la sat, semnată Gheorghe Țânteanu, care, din păcate, nu mai este printre noi. Expoziția a fost adusă la noi de părintele profesor Bogdan Feștilă, care coordonează cercul de folclor Veșnicia s-a născut la sat, cu care am început o colaborare, sperăm noi, frumoasă și fructuoasă. Elementul cheie sau elementul simbol al activității de astăzi este cuvântul veșnicie. Este un cuvânt pe care personal îl iubesc foarte mult. Elevii mei știu lucrul acesta. De 5 ani de zile la Colegiul Tehnic Mihai Măcescu desfășurăm acest cerc de folclor intitulat Veșnicia s-a născut la sat. Sunt cuvintele unui poet iubit de noi, Lucian Blaga. Și vreau să vă spun că niciodată nu am simțit mai bine adevărul acestor cuvinte decât în momentul în care am fost invitat proaspăt hirotonit fiind la parohia Buda, acolo unde este părinte paroh cu preacucernicul Ioan Radu Bol, să slujesc alături de Sfinția sa. Și acolo unde am descoperit de altfel esența acestui vers, Veșnicia s-a născut la sat. Ideea de a realiza această expoziție a venit tocmai pentru puternicul sentiment pe care l-am avut acolo. În urma liturghiei, în urma cuvântului de folos pe care l-am rostit, dintre oameni, precum Zaheu Vameșul, a venit și a tras de reverenda, de veșmântul preotului, o femeie, pentru mine prea puțin cunoscută, o femeie care auzise și care se împărtășise de cuvântul lui Dumnezeu și de înțelesul sau adevăratul înțeles al cuvântului veșnicia s-a născut la sat și care m-a rugat, aproape implorându-mă, să merg până acasă să-l cunosc pe soțul dumneaei, care din cauza unei boli nu poate să ajungă la biserică și care neapărat trebuie să mă cunoască și eu, în egală măsură, trebuie neapărat să-l cunosc. Practic așa s-a întâmplat să îl descoper și să-l cunosc personal pe domnul Gheorghe Țânteanu, care era un om sprijinit în două cârje, un om care se vedea clar că ducea cu stoicism și cu bucurie, în egală măsură, o cruce. Era vorba despre o boală, am aflat ulterior că este vorba despre o boală pe care o ducea de peste 5 decenii. Și cred că rodul acestei cruci este reprezentat de culoarea aceasta verde, pentru că întotdeauna eu în verde am văzut culoarea veșniciei. Mie mi-a plăcut personal foarte mult aceste tablouri atunci, le erau puse cu modestie în verandă, în camere, și l-am întrebat, zic, nenea Didelne, așa l-am cunoscut, să-i spunem, zic, de ce nu ați expus vreodată? Și zice, nu am expus pentru că lucrurile mele nu sunt foarte valoroase. Dumnealui, din modestie, considera că aceste lucrări sunt fără valoare. Iar eu am spus personal, eu le văd foarte valoroase și pentru că văd în ele veșnicia, vă rog să-mi permiteți să le expun în cadrul unei activități ale cercului de folclor Veșnicia s-a născut la sat. Iar dumnealui, cu bucurie, mi-a spus că acceptă, însă crede că nu va ajunge să fie prezent la vernisaj, la deschidere. Fără să hotărâm când va avea loc acest vernisaj. Nici măcar nu am stabilit dacă va fi într-o săptămână, două sau trei. Și ne-am luat rămas bun, urmând ca la o săptămână, două, să aud că s-a internat în spital și că nenea Didel n-a mai avut răbdare să fie prezent aici astăzi, ci s-a grăbit să ajungă în veșnicie. Iată că acest maestru al culorii veșniciei, domnul Gheorghe Țânteanu, ne-a vorbit și ne vorbește astăzi prin culorile veșniciei. Personal am fost, sunt și voi fi foarte impresionat de gingășia sufletului,
de starea de iubire pe care am putut-o simți atunci, atât în sufletul domniei sale, cât mai ales în sufletul soției sale, care și-a dorit din toată inima, a fost, cum să vă spun, un moment mai mult decât evanghelic pentru mine. Pentru că, așa cum am vorbit și acum o oră la cealaltă activitate, vocația omului, dincolo de vocația creației, este iubirea. Iar oamenii aceștia pe care i-am cunoscut din familia Țânteanu și-au descoperit această vocație a iubirii. Am mai spus-o și mă repet. În zadar, poate devenim cei mai buni profesori, preoți, jurnaliști, pictori, orice altceva, dacă nu ne descoperim adevărata vocație cea a iubirii care trebuie să existe în noi și să o dăm mai departe. Pe mine m-a surprins plăcut pe care le-am lecturat în lipsa profesorului și părintelui Bogdan Feștilă și lipsa autorului, pentru că eu am lecturat imaginile acestea, exact cum citesc eu zeci și zeci de cărți pe care nu i-am cunoscut niciodată autori, scriitori, niciodată. Probabil că nici nu m-a interesat, m-a interesat cărțile de cele mai multe ori, doar are cunoștințe de perspectivă, pentru că el știe să așeze linia orizontului undeva sub ceara norului, știe să coboare linia orizontului modulat undeva la glezna unui lizier sau unui copac, știe să străbată, de exemplu, spațiul în profunzime cu o cărare de uscat și o cărare de apă, știe să folosească o diagonală tot printr-o cărare care duce printr-un spațiu construit. Am văzut verdele crud, care este luminos de regulă, de verdele crud, are o asprimâne, dar la verdele crud la el este, cum să spun, din potrivă, că își dă o tentă de înălțare. Au văzut galbenul care îl pune și îl pune exact acolo, pe o pagiște luminoasă, într-un spațiu care, larg deschis. Lucrările lui Gheorghe Țânteanu au un caracter ilustrativ, cu puternice accente naive, la limita dintre relatare exactă și lumea ficțională cu reale calități de expresie vizuală. Felul în care tratează imaginea, formele de manifestare a liniei și a timbrului cromatic, pentru că aici e vorba de mult timbru cromatic, îl fac recunoscut în concepția mitică a omului arhaic. Lucrările lui Gheorghe Țânteanu sunt povestiri vizuale sau ilustrații la fapte și locuri vizibile în actul de creație. Gheorghe Țânteanu listrează căile prin care omul contemporan se poate integra în atemporal, originar, din care se naște dorința de singurătate și refugiu. Asta este fundamentala pe care am văzut eu în toate imagini. Dorința de singurătate și refugiu. Prin harul spiritualității, autorul se leagă de spațiul larg deschis natural, în armonie cu spațiul minimal construit. E vorba de case. Prin arta sa minită, a fi picturală, se percep toate elementele vieții reale ca pe un semn ale lumii personale, imaginare, cu drept la existență. Tema narrativă a tuturor imaginilor dictate este trasată de realul perceput ca semn al imaginarului, al dorinței de izolare în amintiri. Tema esențială la Gheorghe Țânteanu, în care sacru se camuflează întotdeauna într-un peisaj imaginar sau real. Veșnic activ la întâmplările și trăirile din această lume, lucrările lui Gheorghe Țânteanu transmit mesajul său ca autor al expresiei vizuale. Prin tematica sa, el învinge timpul, indiferent de dezvoltările civilizației, de cruzimea suferințelor. La Gheorghe Țânteanu, sub învelișul imaginilor banale ale cotidianului, se ascunde sacru, ce poate influența pozitiv lectura interpretărilor noastre. Este ceea ce ați spus, nu aș putea să repet eu. Ce să vă spun, în început, noi ne-am căsătorit când eu aveam 17 ani și eu aveam 18 ani. În săptămâna anunții, el a fost pensionat în spital. Cu niște probleme, la genul, la spune, și-o făcut. Ne-am căsătorit, după aceea din anul nou, am început boală să-și dorie, în zi, și la 27 de ani s-a rupt.
pensionat de boală, definitiv. Avem 3 copii. Toți au ieșit copii extraordinari. Dumnezeu nu rămâne dator. Și ne-am înțeles foarte mult în durerile și în, cum să vă spun, eu la un moment dat nu mă mai consideram soția lui, mă consideram mama lui. Am ajuns să ne-au iubit pe și îmi pare rău că l-am dus la spital și asta am spus că nu l-am mai apucat să vin acasă. Nu este adevărat, nu trebuie să aveți niciun regret, pentru că ați vorbit despre boală și pentru că domnul Gheorghe este plecat în veșnicie, trebuie să subliniez, mă simt dator să fac lucrul acesta, și anume să spun că sunt lucruri în viață pe care nu le percepem la adevărata lor valoare. Boala în sine, ca și moartea de altfel, sunt niște daruri. Niște daruri pe care le-a făcut Dumnezeu nouă tuturor. Monahia Siloana, despre care vorbeam și acum câteva minute, povestea atât de frumos la un moment dat despre modul în care Dumnezeu ne dă nouă întâlnire într-o boală. Iar Părintele Constantin Galeriu spune că dacă n-ar fi existat moartea, păcatul și patima ar fi trăit în noi veșnic. Tatăl meu a fost un om complex și paradoxal îl descoperă acum. Să știți că a fost foarte iubit de oameni care l-au cunoscut și mă refer la oameni foarte calificați, foarte importanți și foarte bine situați în lumea artelor. Și mă refer la unul din cei mai importanți pictori ai noștri contemporani, care soarta i-a dus la Râșca și îi numerez în ordinea în care s-au cunoscut. Ilie Boca, Ion Grigore, după aceea Ion Mihalache, Dumitru Macovei, Ștefan Tremuș, Mihai Sârburescu, Horia Paștelă. Deci acestea sunt unii din cei mai importanți artiști ai noștri care avem în prezent. Și toți au fost răjiți de aceste peisaje. Tatăl meu se uita neîncrezător la ei și nu-i venea a crede. Și o să vă vine să râdeți, dar asta arăta ce suflet frumos avea. A zis că dacă considerați că lucrările mele sunt bune, scrieți-mi pe spate că v-au plăcut. Și sunt două lucrări aici pe care eu o să le scot, să vi le las clar. E foarte frumos. Dată. Am văzut, mi-a plăcut, Mihai Sârburescu, 27 septembrie 2015. Frumos! Am văzut, Budinucă, 27 septembrie, Horia Paște. Vai, vai, ce mă dor șănii! Hai, Vitoare, dată! Stai, mă, nu, că-s mai mătru prin odaia asta! Lasă, Floare, și tu nu mai măturat, ta din casa măturată, ai tata astă sară, vin femeile așezătoare! Dar chinize-și, mă, nu, buci că am uitat! Ia du-ți direct din bordei acolo și cată ceva de alipuri, ceva de pus pe masă, trebuie să vină mușafir la noi în casă! Da, mă, mucă, da! Bună seara, soția! Bună seara! Am auzit că la mata e rost de așezătoare. Așa-i, așa-i. Și am venit să ne-am dat cu lucru să te ajută. Păi dacă din lucru căutați, poate fiți bine ajutați. Bună seara, aia că am adus un coș cu meri ca să ferească din burile mele. Am adus doi căței de usturoi ca să ploaie și la noi. Ei, am adus ploaie și pusirea să fie casa plină de noroc. Am adus brânză grasă ca să vă pun pe masă. Am adus și niște plașinte cu mararcă să găsim un om gospodar. Așa să fie, îmi venea. Puci, mamuca, am adus de alipuri. Pune acolo, fata mare, pune acolo.
vale dragă Ileană, fac fetele șezătoare dragă Ileană. La căsuța lângă vale dragă Ileană, fac fetele șezătoare dragă Ileană. Dragă ți și da și nu și cum și ca și până mu, dă-i nu, dă-i nu. Și-mi fac copul din slujeli, badii Ioane, să-mi iargă flășor la ele, badii Ioane. Și-mi fac focul din slujeli, badii Ioane, să-mi iargă fișor la ele, badii Ioane. Dragă-ți și da și nu și cum și ca și până mu, dă-i nu, dă-i nu. Vai, dar și mă ardi fața. Vai, mătuși, până că te bărfești până mea în sat? Copchiră să-și vadă de treaba lor, că și eu singură și bătrână și bărbatul ne-a murit în război și stau vai de capul meu. Vai, mătuși, așa-i? Dar nu vi se pare că prea v-ați apucat de lucru? Păi spuneți și voi ceva. Ia să vă spun eu o glumă, să nu mai treacă dur. Ia să auzim. Pe care se angajează la slujbă la un boier și văzându-l cum scade, l-a aranjat la trep, boierul îl cheamă și îl întreabă într-o zi. Măi, pe care ești un șestir? Șestir boier, șestir. Dacă ai găsit într-o zi funga mea cu bani, ce-i faci? E, m-aș face și eu boier. Bă, mi-ai suflat de vezi, nu vii fișorii noștri? Nu o vii tu, dă-i încolo. Lasă, tu corbinia asta sari. Nu stă masa într-un fișor și nici fata într-un fișor. Masa stă în patru fișoare și fișoare spune în soare. Dar hai să vă spun și eu una. Da, într-o zi, soția îi zice lui Păcală. Măi, Păcală, du-te și adu-mi o călgară cu apă. Eu răb. Măi, Păcală, ia du-te și adu-mi un braț de lemne. Eu răb. Măi, bărbate, ia du-te și gândi, ce răb fitile alea? Eu răb, zice Păcală. Măi, bărbate, hai la masă! Dar măi, scuze să-l din data asta cu ei! Bă, câte glume sunt izbunități de la miti să fieți ascuțite. Ia să vă zic eu gișitoare. Ia ca un cățăl cu gura de șer, nu vă mai ieși de acasă păzăște, e? Așoare! Lapătul! Așa-i? Vai, copchilă, ești deșteaptă ca măta să-ți dea Dumnezeu sănătate și noroc în viață! Mă, mică, povestești o leacă și am auzit noi de dimineață. Ați auzit ce s-a întâmplat? Ați auzit? Vai de mine să vă spun ce am auzit eu azi dimineață. Fișorul lui Costica, Costica a chis de pe părâu. O lua pe nepoată, îl țas mai de pe deac. Și aici de-a doi, îți vede de-a doilea. Vai, plut mai mult! Vai, mai mult! Copchile, tu ești tânăr. Să știi că neam cu neam, mari păcatul m-ai făcut. Ce eu m-am pus și dă să vă zic eu o pățare, să duc și vasării la maică să și spune, mamă, eu vreau să mă însor, dar cu cine vasărică mamă? Dar de care vrei să-ți aduc mămucă? Cu poc? Ei, vasărică mamă, cum cu poc? Așa le-ați leniși. Dacă nu cu poc, de care să-ți aduc tunsă?